Bună dimineața din nou tuturor! Astăzi avem zi frumoasă, de fapt cam toată săptămâna va fi așa, ne-am întors cu vreme caldă, chiar dacă vineri a fost ceva ploaie și am înțeles că ar fi toamnă, nu este chiar așa. Astăzi este posibil să avem ceva precipitații prin Crișana, prin Maramureș și pe la munte, dar în restul teritoriului stăm foarte bine. Așadar, în Maramureș astăzi avem vreme frumoasă, dar este posibil să se adune și ceva norișori și să aducă cu ei și ceva precipitații, dar temperaturile sunt destul de bune pentru această dată, vom înregistra 25-26 de grade. La fel și în Crișana, vreme frumoasă pentru această dată, cu cer senin, ceva nori trecător și temperaturi crescute până la 26-27 de grade. Bănățenii vor avea o zi frumoasă de vară, nu putem spune că se simte toamna încă, temperaturi de până la 27-28 de grade. La fel și în Oltenia, vremea va fi foarte, foarte frumoasă astăzi, avem parte de soare pe tot parcursul zilei și de temperaturi ce vor ajunge până la 26-27 de grade. În centrul țării, după cum spuneam mai devreme, la munte, mai exact în zonele montane înalte, este posibil să avem parte de precipitații și temperaturile sunt ceva mai modeste, vom înregistra undeva la 24-25 de grade. În Moldova avem vreme frumoasă, cer senin pe tot parcursul zilei și temperaturi la fel de frumoase, undeva la 26-27 de grade. Încă mai putem merge la mare și săptămâna aceasta, pentru că începând de astăzi avem soarele cu noi pe tot parcursul zilei, în fiecare zi. Nu o să mai vină nici urmă de precipitație și temperaturile vor ajunge undeva la 27-28 de grade. La fel și Muntenia, începem săptămâna perfect, cu vreme foarte caldă, cu temperaturi mai crescute decât data din calendar. Vom înregistra temperaturi de până la 27-28 de grade. Așadar, după cum se vede și în București, soarele este deja la datorie, ne încălzește cu razele lui și cu o temperatură ce va ajunge până la 27, chiar 28 de grade. Chiar dacă am avut vineri puțină toamnă, iată că această săptămână s-a întors cu mult soare și așa va sta cu noi până vineri. Așa veți face și voi, stați să vă distrați cu noi. Cam acestea au fost informațiile pentru moment. Băieți! Mulțumim tare mult, Ramona!